E un bârc apariat cu Dian Popescu înainte de campania electorală că va câștiga alegerile, lucru care s-a și întâmplat. Primarul din Turbura așteaptă ca Dian Popescu să țină cuvântul. Dacă nu, îl va suna în perioada următoare și va reaminti că a făcut o promisiune. Rusale am făcut pariu cu domnul Dian Popescu pe cum că voi câștiga primăria Turbura. Dumnealui a zis așa, posibil să o câștigi, dar să știi că Consiliul nu-l câștigi. Nu, voi câștiga și Consiliul, voi lua minim 6 consilieri. 6 am luat. Am câștigat acest pariu cu domnul Dian Popescu și cred că e un om de onoare și îmi va da pariu. Cu ce ați pariu? O sticlă de whisky foarte bun. Ați vorbit cu dumnealui după alegeri? L-ați sunat? Nu l-am sunat după alegeri, dar cred că astăzi, mâine, îl voi suna. Mă așteptam ca dânsul să mă sune, să mă întâlnesc cu dumnealui, să-mi dea pariu. Dian Popescu susține că nu este adevărat așa ceva și sugerează lui Bârcă să parieze cu președintele PDL Gorj Ion Rușeț, care este un împătimit al pariurilor și al jocurilor de noroc. Da, mă ocup de lucruri de cancan. Eu intru în mintea domnului Bârcă. Haideți să fim serioși. Asta, pariurile face domnul Bârcă cu domnul Rușeț, cu cine stă dânsul la poker, la pari în parnă cu mine.